Ceapa și Cepari din Pericei au fost sărbătoriți și în acest an în cadrul festivalului Cepei, desfășurat sâmbătă și duminică în comuna Pericei. Cel mai important oaspete al festivalului a fost ministrul mediului Laszlo Borbély, sosit la Pericei alături de soție. La masa oficialităților, ministrul a fost însoțit de Sereș Deneș, deputatul DMR, Fekete Ondraș, senatorul DMR, Alexandru Vaic, prefectul județului Sălaj și Ioana Brudan, inspector școlar general. Deschiderea oficială a festivalului a avut loc la sediul primăriei. Sala de festivități a fost umplută la refuz de cupluri de din comună care, anul acesta, împlinesc 50 de ani de căsătorie. Administrația locală i-a răsplătit pentru longevitatea căsătoriei cu diplome, flori, câte 100 de lei pentru fiecare cuplu și o masă la căminul cultural. Aici se vede că e o comunitate puternică, că sunt oameni care au muncit mult și muncesc mult și dumneavoastră ați crescut generații aici. Deci dumneavoastră ați muncit din greu pentru dumneavoastră, după aceea pentru copii, pentru nepoți sau strănepoți. Unii din dumneavoastră au trăit și un război mondial. Și ce înseamnă când nu e pace? Când nu e pace în lume? Eu sper că o să avem și în continuare o viață în care să știm care e rostul vieții. Și rostul vieții sunt și generațiile viitoare, dar tinerii trebuie să aibă grijă de cei mai în vârstă. Și credeți-mă, o familie este de fapt, nu întâmplător se spune, nucleul societății. Familia e cea mai importantă. Dacă în familie poți să ai pace sufletească, dacă cu bani mai puțini sau bani mai mulți, dar în viața ai realizat ceva, atunci nu se poate să nu fii fericit. Fericirea înseamnă și câteodată când nu-ți reușește ceva, și câteodată când pierzi pe cei dragi din jurul tău. Dar credeți-mă că viața e frumoasă și dumneavoastră ați demonstrat-o prin munca dumneavoastră, prin faptul că ați crescut generații, cât de important e să rămâi aici, să-ți crești copiii, să rămână și ei dacă se poate, și nepoții, și să fie o colectivitate puternică cu un primar care cred că e de nădejde și care reprezintă interesele comunității. Ați văzut câte totuși s-au construit în ultimii ani și eu vă doresc sănătate, viață lungă, fericire și tot ce vă doriți și vă mulțumesc că am ocazia să fiu aici împreună cu dumneavoastră. Administrația din Pericei a profitat de o ocazie și a punctat finalizarea unui proiect de aproximativ 7 miliarde de lei vechi derulat prin Ministerul Mediului. La școala gimnazială cu clasele 1-8 din localitate au fost montate panouri solare. Ministrul Borbély s-a arătat extrem de mulțumit de faptul că administrația locală din Pericei este printre primele administrații din țară care depun proiecte la momentul lansării lor, drept pentru care și proiectul Casa Verde a fost depus imediat după apariția lui. Inaugurăm o investiție care înseamnă pentru generația viitoare condiții mai civilizate, pentru cei care administrează școala și sala de sport și grădinița, bani mai puțin la consum, pentru că nu trebuie să plătească pentru apa caldă, și urmează și alte investiții pentru această comunitate, care, i-am spus de mai multe ori, eu îi invidiez pe cei din Pericei, nu numai pentru ceapa lor, care e cea mai bună, din, poate din România, nu? Sau sperăm că e cea mai bună, ci și pentru că aici există un primar, există un consiliu local, care totdeauna sunt printre primii care înaintează proiecte. Și iată că e una din primele proiecte care se inaugurează la persoane juridice în România cu aceste panouri solare. Și sunt altele care vine acum canalizarea, deci va primi 90% bani de la buget comunitatea pentru a porni lucrările pentru canalizare și vor fi și piste pentru bicicliști, pentru că aici, am spus, ar trebui să puneți mașinile în garaj sau undeva și să circulați numai cu bicicleta în cadrul acestei comune.